În lupta cu tehnologia, întotdeauna învinge tehnologia. O duminică un pic umbrită de defecțiune, a murit videoproiectorul, nu avem niciun dar al învierii în biserică, trebuie să cumpărăm unul nou. Ne-am chinuit, am adus un laptop, cine a intuit, eu, spre exemplu, am intuit și am adus laptopul ca să nu am mari probleme în dimineața aceasta. Este un pasaj atât de frumos și mi-ar părea rău să fie umbrit de micile nepotriviri, micile defecțiuni. Nu merge nici acesta? Metoda românească. Scoatem și băgăm la fel. Aleluia! Suntem în fața cărții Iosua, o avem așezată înaintea noastră, cele 24 de capitole. Și astăzi finalizăm prima secțiune, primele 12 capitole. Și înainte de a intra în capitolele 11 și 12, aș vrea să rostim care sunt adevărurile principale din cartea Iosua. Toată cartea, de la un capăt la altul, ne vorbește despre credincioșia unui popor, poporul lui Dumnezeu, singura perioadă din istoria lui Israel în care tot poporul, cu mic, cu mare, în frunte cu Iosua, au fost în ascultare de Dumnezeu. Și avem 24 de capitole, câteva zeci de ani în care poporul a stat în ascultare. Mă gândesc oare câtă bucurie a fost în ceruri. Însă în momentul în care te uiți în cartea Iosua, vezi că această ascultare are cel puțin două direcții și știu că celor mai mulți dintre noi ne place prima parte, ascultarea colectivă, să fim toți la oaltă, toți împreună, să lăudăm pe Dumnezeu, să ducem luptele împreună, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la fapte bune și la ascultare și te simți în siguranță când ești în marea mulțime a poporului Domnului. Dar din păcate stăm aici 2-3 ore, stăm, ne întâlnim din când în când și trebuie să mergem acasă. Fiecare trebuie să meargă în moștenirea lui, la serviciul său, trebuie să meargă în familia lui, cu pruncii în brațe, cu tot felul de contexte pe care Dumnezeu le-a gândit din veșnicie pentru fiecare dintre noi. Și Andra, unde preferi? Cu toți la oaltă, la Lepșa sau singurică la Nănești? Cu copiii de etnie care fac tot felul de probleme. Vedeți? Dorim să fim la oaltă, dar ascultarea de Dumnezeu implică ambele elemente. Toți la oaltă ne luăm resurse și model de ascultare, după care fiecare, de la capitolul 13 până la 24, vom vedea cum fiecare seminție este trimisă în bătătura ei, în moștenirea ei, pentru a face nimic altceva decât ceea ce toți ca popor au făcut în primele 12 capitole. Ascultare colectivă, primele 12 capitole. Ascultare individuală de la 13 la 24. Cât de obositoare, cât de anevoioasă este. Este nevoie de consecvență. Este nevoie de lacrimi zilnice. Este nevoie să te trezești dimineața la ora 5 și să lupți pentru a putea merge în moștenirea ta și să-ți duci toate luptele. Dar credincioșia poporului, aș vrea să o așezăm ca pe o nestemată a Scripturii pe inima noastră. Este o credincioșie extraordinară, care strălucește în toată cartea și am văzut cum în primele 12 capitole a strălucit într-un mod cu totul deosebit. Uitați-vă cum se termină capitolul 10. Iosua a bătut astfel toată țara, și aici vorbește despre regiunea de sud, muntele, partea de miază zi, câmpia și costișele, și a bătut pe toți împărații, n-a lăsat să scape nimeni și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise Dumnezeul lui Israel. Este poate cel mai des întâlnit această afirmație în cartea Iosua. Cum poruncise Dumnezeul lui Israel. Așa a făcut poporul. Dar aș vrea, primiteți-mi o speculație, mie nu prea îmi plac speculațiile pe Scriptură, dar aș vrea din versetul 41 să subliniez o speculație personală. Iosua i-a bătut de la Cades Barnea până la Gaza, a bătut toată țara Gosen până la Gabaon. Când vă gândiți la Cades Barnea, după ce vorbește autorul și spune despre ascultarea poporului și a lui Iosua și a faptului că au fost victorioși și au cucerit toată țara, un element al graniței enunțat aici este Cades Barnea. Când vă gândiți la Cades Barnea,
Ce asociați cu Cades Barnea? Uitați-vă ce s-a întâmplat la Cades Barnea cu 45 de ani în urmă. În Cades Barnea cu 45 de ani în urmă, poporul, vechea generație, a rostit următoarele cuvinte. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Suntem în Numeri capitolul 14. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron. Toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit noi în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Cu 45 de ani în urmă, aceste cuvinte au fost rostite la Cades Barnea de părinții celor care erau în urma lui Iosua. După 45 de ani, după 45 de ani, Iosua a bătut toată țara. Copilașii despre care generația anterioară a spus că vor fi de jaf și că vor fi nimiciți, acești copilași au ridicat toată ocara Egiptului. Acești copilași au fost credincioși și au ascultat de Dumnezeu în totul, totului tot. Înainte de a intra în capitolul 11, aș vrea să spun câteva observații din capitolul 12 și vă invit să deschideți capitolul 12 din Iosua. Capitolul 12 este finalul credincioșiei descris în jurul ascultării colective. Și când îl citești, pare un capitol simplu. Nu prea înțelegi foarte multe de ce este pus acolo, pentru că este o înlănțuire de victorii. Și permiteți-mi să citesc primele 6 versete. Iată împărații pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror țară au luat în stăpânire de la cealaltă parte a Iordanului spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit. Pe Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hezbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și de la mijlocul pârâului peste jumătate din Galad până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon. De la câmpie până la Marea Kineret, la răsărit și până la Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit spre Bet Yeshimot și de la miază zi sub poalele muntelui Pisga. Pe Og, împăratul Basanului, singura mășiță a răfaimiților care locuiau la Aștarot și la Edrei. Stăpânirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul Gheșuriților și al Maacatiților și peste jumătate din Galad, hotarul lui Sihon, împăratul Hezbonului. Moise, robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut și Moise, robul Domnului, a dat țara lor în stăpânirea rubeniților, a gadiților și la jumătate din seminția lui Manase. De ce este ciudat pasajul? Pentru că de la capitolul 1 din Iosua până în capitolul 11 ne este prezentată toată strategia și toată campania lui Iosua. Deodată autorul se oprește din toată campania lui Iosua și face o retrospectivă în istoria anterioară cărții Iosua și se oprește în dreptul lui Moise. Și ne vorbește despre cuceririle pe care poporul lui Israel le-a făcut sub conducerea lui Moise. Și este imposibil să nu vedem că în acest capitol 12 Moise este așezat alături de Iosua. Pentru că de la capitolul 7 până la capitolul 24, aș vrea tare mult să-l citesc, dar mică ne plictisim. Dar haideți să-l citim. Uitați-vă, de la 7 la 24, în oglindă, Dumnezeu îl aduce prin autor pe Iosua alături de Moise. Iată împărații pe care i-au bătut Iosua și copiii lui Israel din coace de Iordan, l-a apus de la Baal Gad, la Valea Libanului, până la muntele cel Pleșuv, care se înalță spre Seir. Iosua a dat țara lor în stăpânire seminților lui Israel, fiecare i-a dat partea ei, în munte, în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie și în partea de miază zi, țara hitiților, amoriților, cananiților, feriziților, heviților, iebusiților, împăratul Ierihonului 1, împăratul din Ai, lângă Betel 1, împăratul Ierusalimului 1, împăratul Hebronului 1, împăratul Iarmutului 1, împăratul din Lachiș 1, împăratul Eglonului 1, împăratul Ghezerului 1, împăratul Debirului 1, împăratul Ghederului 1, împăratul din Horma 1, împăratul Aradului 1, împăratul Libnei 1, împăratul Adulamului 1, împăratul din Macheda 1, împăratul Betelului 1, împăratul Tapuahului 1, împăratul Heferului 1, împăratul Afecului 1, împăratul Lașaronului 1, împăratul
Madonului 1, împăratul Hațorului 1, împăratul Shimron Meronului 1, împăratul Acșafului 1, împăratul Taanacului 1, împăratul din Megido 1, împăratul din Chedeș 1, împăratul Iocneamului la Carmel 1, împăratul Dorului pe înălțimile Dorului 1, împăratul Goiimului lângă Gilgal 1, împăratul din Tirța 1, peste tot 31 de împărați. Uitați-vă la două liste. Moise într-o parte, victorios dincolo de Iordan. Iosua în partea cealaltă, victorios dincoace de Iordan. Și este imposibil să nu vedem că la finalul acestei campanii de cucerire a Canaanului, prin tot poporul, autorul în mod intenționat ți așează pe Moise și pe Iosua față în față. Ce cuvinte sunt spuse despre Moise în Scriptură? Când deschizi numărul 12, Dumnezeu spune, nu e nimeni ca el. Când ajungi la capitolul 2, în finalul capitolului din cartea Deuteronom, ultimul capitol, nimeni nu s-a născut ca Moise. Cine ar îndrăzni vreodată să spună, eu sunt ca Moise? Faceți abstracție de toate cuceririle lui Iosua și imaginați-vă-l pe Iosua la începutul bătăliilor. El a stat 40 de ani în generația lui și acum era chemat să ia locul lui Moise, copleșit de povară. Cine ar fi dat șansă? Toți se uitau la el și toți erau cu amintirea lui Moise și se gândeau, da, dar Moise, nu cred că așa au făcut pentru că erau credincioși, dar gândiți-vă că diavolul îi ispitea pe Iosua și îi spunea, tu ești în locul lui Moise. Cine a fost Moise? Cine ești tu? După 5 ani de zile, Iosua are mai multe victorii decât Moise. Dragii mei, nu cred că greșesc când spun că Iosua l-a ajuns pe Moise. A ajuns la același nivel de ascultare. Cu aceleași victorii, poate. Nu vreau să vă supăr. Eu zic că l-a depășit. Cel puțin din perspectiva zonelor cucerite. Dar mai este un element foarte frumos în pasaj. Și este o speculație dată aceasta a lui Sergiu. Moise este numit robul Domnului. Este numit robul Domnului pentru că el era în slavă. Luptele lui s-au terminat. El era în slavă, se bucura acum de Tatăl tuturor ființelor create. Și era în slavă. În schimb, Iosua rămâne doar Iosua pentru că el încă mai avea de luptat. Ce imagine extraordinară! Să-l iei pe un tânăr precum, acum era 80 de ani, Iosua, și el să creadă că poate ajunge la nivelul celui despre care s-a spus, n-a fost nimeni ca el. Cine crede cuvintele din Ioan 14? Adevărat, adevărat vă spun, spune Mântuitorul, că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba mai mult, va face lucrări mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Cine crede povestea asta? Ovidiu, parcă am schimbat, nu? Dar acum mi se pare superbă încurajarea din capitolul 12. Iosua a ajuns la nivelul lui Moise, poate chiar l-a depășit, nu știu, doar Dumnezeu este cel. Este imposibil să nu vezi cum s-a așezat în oglindă. Dacă când ajungi în Ioan 14 și vezi că Mântuitorul te cheamă să te ridici la nivelul lucrărilor lui, să faci lucrări mai mari decât ale lui. Nu vreau să mă apuc să dezvolt, pentru că nu știu exact la ce se referă, dar pot măcar să stau în Ioan 14 și să mă scutur de toată neîncrederea, să mă scutur de toate complexele, să mă scutur de toate umbrele care sunt peste ființa mea și să iau în serios aceste cuvinte ale Mântuitorului și să văd, Doamne, la ce te-ai referit? În ce direcție pot să ajung să fac lucrări mai mari decât ale tale? Adevărul principal din Iosua, credincioșia poporului și foarte pe scurt am rostit câteva cuvinte. Un popor care a cucerit tot ceea ce a negat prima generație. Un popor care era în spatele lui Iosua, care a ajuns la nivelul ascultării și cuceririlor lui Moise. Credincioșia poporului să rămână ca o nestemată pe sufletele noastre și ori de câte ori, Cosmin ne spune că nu se poate, deschidem cartea Iosua. Și vedem cum niște copii, despre care părinților au spus că vor fi de jaf, niște copii au ridicat o cara Egiptului și au umblat în ascultare de Dumnezeu în tot timpul vieții lui Iosua și tot timpul
bătrânilor din timpul lui Iosua. Acesta este primul adevăr care străbate toată cartea, însă mai este un adevăr care străbate cartea și aș vrea în partea a doua să stăm în dreptul lui. Și tot nu s-au pocăit. Pentru aceasta vă invit să citim primele versete din capitolul 11. Suntem în momentul în care paharul nelegirilor din Canaan și-a atins vârful. Când paharul nelegirilor își atinge vârful, atunci în mod iminent, în mod obligatoriu, Dumnezeu trebuie să-și reverse mânia peste zona respectivă. Și Canaanul era sub sabia lui Dumnezeu care stătea să lovească peste toți locuitorii din Canaan. Însă am parcurs toate capitolele și am văzut câteva elemente foarte ciudate care nu se potrivesc cu acest moment al umplerii paharului nelegiuirii. Ne amintim cu toți cu bucurie de doamna Rahav. Dacă suntem în momentul revărsării mâniei lui Dumnezeu peste Canaan, ce rost are tot capitolul 2, după care a reluat în capitolul 6, mântuirea lui Rahav? Mai mult, parcurgem și ajungem în capitolul 10 și vedem cum gabaoniții sunt incluși în poporul lui Dumnezeu și devin de drept urmași ai lui Avram. Și când stai și te uiți la toată această imagine din cartea Iosua, te întreb, Doamne, te-ai dus în Canaan să nimicești Canaanul sau te-ai dus în Canaan să mântuiești Canaanul? Și este poate întrebarea cea mai importantă din toată cartea Iosua. Și vă rog să citim în capitolul 11. Iabin, împăratul Hațorului, auzind aceste lucruri, a trimis sol la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Shimronului, la împăratul Acșafului, la împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpia de la miază zi de Kineret, în vale și pe înălțimile Dorului, la apus, cananiților de la răsălit și de la apus, amoriților, hitiților, fereziților, iebusiților în munte și heviților la poalele Hermonului, în țara Mițpa, au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și care în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit, au tăbărât împreună la apele Merom ca să lupte împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel, cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel. Ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot Maim și până la Valea Mițpa la răsărit. I-au bătut fără să lase să scape vreunul. Fără să lase să scape vreunul. Iosua le-a făcut cum îi spusese Domnul. Cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc. Iabin, împăratul Hațorului, care se pare că era cel mai important împărat din zonă, în partea de nord, el stăpânea peste tot. În momentul în care aude aceste lucruri, și prima întrebare pe care o ți-o adresezi în momentul în care citești capitolul 11, care sunt lucrurile pe care Iabin le-a auzit, în urma cărora el face această alianță extraordinară? A fost o alianță de sud care a dus o luptă la Gabaon împotriva lui Israel, iar acum este o alianță de nord în Canaan care urmează să ducă o luptă împotriva lui Israel la apele Meron. Merom. Care sunt lucrurile în urma cărora, auzindu-le, Iabin ia această decizie despre care noi am citit? Și aș vrea să înșirui înaintea dumneavoastră toate lucrurile pe care el le-a auzit, în urma cărora el ia această decizie. În primul rând, a auzit că Ierihonul a fost nimicit după 7 zile de îndelungă răbdare? Ce spuneți? Sunt absolut convins. Înainte de Ierihon a auzit că au fost desfăcute apele Iordanului. A auzit oare Iabin despre legea lui Dumnezeu rostită în capitolul 8 pe munții Ebal și Garizim? Și aminul acela cu tulburător al celor 12 seminții? Amin! A auzit oare Iabin despre decizia gabaoniților de a deveni fii lui Avram? A auzit el lucrurile acestea? Cu siguranță a auzit. A auzit Iabin sau a văzut, gândiți-vă, soarele s-a oprit timp de aproape o zi.
Nu doar Canaanul a văzut această minune, ci tot pământul a văzut cum soarele s-a oprit timp de o zi, dar Iabin, mai mult decât restul pământului, știa pentru ce s-a oprit, știa că este o luptă la Gabaon, știa că acești gabaoniți au făcut pace cu Israel, știa că Dumnezeul lui Israel a venit în ajutorul gabaoniților, știa că soarele s-a oprit de dragul gabaoniților. Ce-a mai aflat Iabin? S-a uitat în curtea gabaoniților care erau sortiți nimicirii din partea lui Israel, asemenea lor, și a descoperit că acești gabaoniți și-au păstrat cetățile, și-au păstrat averile, și-au păstrat familiile, locuiau în cele patru cetăți ale lor, n-au pierdut nimic, un singur lucru au pierdut cei din Gabaon, modul de viață păcătos. În rest, nu au pierdut nimic. Mai mult de atât, aude despre alianța de sud a lui Adonițedec, împăratul Ierusalimului, alianță care este împotriva lui Israel, de fapt este împotriva Gabaonului și devine o alianță împotriva lui Israel. Aude de această alianță, aude că cei cinci împărați care s-au adunat au mers și au luptat la Gabaon, Dumnezeu însuși a luptat împotriva lor și au pierdut. A mai auzit Iabin că toate cetățile din sud au fost nimicite cu desăvârșire. Cum ați descrie profilul lui Iabin? Cum? Să vezi cum vine tăvălugul peste tine, să ai toate argumentele că vei fi zdrobit și totuși, în loc să cauți o soluție asemenea gabaoniților, să faci o alianță. Dar acum, dragii mei, ne-am spune că este un nebun, că este un om lipsit de rațiune, dar diavolul în momentul în care te minte și te păcălește, el îți vine cu tot felul de argumente raționale. Imaginați-vă cum stătea Iabin la apele Merom și au început să vină de peste toate dealurile oameni și oaste, câtă frunză și iarbă, cât nisipul mării. Și ce spunea inima lui? Oh, cât de mulți suntem! Sigur vom birui! Cel din Hațor n-a avut așa multe oștiri. Când s-a văzut înconjurat de acea mulțime de oameni, cât nisipul mării, cu siguranță minciuna celui rău, i-a pătruns în suflet și a spus, cred că pot să biruiesc. Dar dincolo de toate acestea, toate minciunile pe care le-a crezut, Iabin, dragii mei, reprezintă povestea fiecărui om care va fi trăit vreodată pe fața pământului. Refuzul lui Iabin față de oferta de pace făcută de Dumnezeu reprezintă refuzul fiecărui om care nu vrea să se pocăiască, ce alege să-și adune o comoară de mânie. Iabin are toate argumentele să cedeze. Are toate argumentele să vină asemenea gabaoniților și să spună ce să facem ca să ne salvăm măcar viața. Și în ciuda tuturor argumentelor, el se uită spre Creator și spune... Cum spun copiii? Cum spune Lavinia? Nu vreau. Este singurul cuvânt pe care omul îl are pentru Creator. Nu vreau. Pavel în Romani, capitolul 2, spune: dar cu împietrirea inimii tale, care nu că n-are argumente, nu că este greu, nici măcar nu spune că este mințită de cel rău și oamenii sunt așa aburiți și nu știu cum să aleagă. Este un singur răspuns în dreptul fiecărui refuz și fiecărui om. Fiecare om nu vrea să se pocăiască. Iabin nu a dus lipsă de argumente. Iabin nu a fost atât de mințit de diavolul încât mintea lui să nu mai gândească și să ia decizii în afara facultăților mentale. Ci Iabin s-a uitat în ochii lui Iosua, s-a uitat în ochii lui Dumnezeu și a spus cu toată mândria luciferică: nu vreau. Este povestea fiecărui om care va ajunge vreodată în iad. Nu este lipsă de argumente. Nu este prea mare minciuna celui rău. Nu stăm în vremuri în care lucrurile să nu fie foarte clare. În aceeași carte, Pavel, când vorbește despre creația lui Dumnezeu, el spune așa: tot ce se poate cunoaște despre El, puterea Lui, atributele Lui, îndelunga Lui răbdare, dragostea Lui, toate pot fi cunoscute în lucrurile create de El, când te uiți cu băgare de seamă la ele. Așa că niciunul
Nu se poate dezvinovăți. Niciun om în ziua judecății nu va putea spune nu am știut sau am trăit într-o zonă unde erau mai mulți sataniști sau am trăit într-o zonă unde erau mai mulți budiști sau alte argumente. Natura este dovada ultimă că niciun om nu se poate retrage de la judecată și să spună că nu a știut. Singurul răspuns pe care omul a dat lui Dumnezeu din toate timpurile a fost nu vreau. De ce oare nu vreau? Când te uiți la Iabin, am încercat să-mi imaginez Iabin care a auzit ce s-a întâmplat la Gabaon și Iabin a spus și-au păstrat cetățile. N-au fost nimiciți. Au ajuns să slujească la cor, dar nu toți grămadă. Au făcut niște oameni, i-au trimis, dar ei și-au continuat viața cu un singur amendament. O viață schimbată total. Fără curvie, fără desfrâu, fără bârfă, fără tot ceea ce nu face plăcere lui Dumnezeu. Când Iabin ajunge în dreptul acestui lucru, așa ceva eu nu vreau. Eu vreau să-mi trăiesc viața cum vreau. Și pentru acest lucru sunt gata să-mi risc însăși viața mea. Sunt gata să-mi risc toată veșnicia. Pare o nebunie și este o nebunie. Biblia spune că un astfel de om este un nebun, nebunul spune în inima lui, nu există Dumnezeu. Dar aceasta este povestea fiecărui om care va ajunge vreodată în iad. Iabin, refuzul lui Iabin este refuzul fiecărui om care nu vrea să se pocăiască. Și când nu vrei să te pocăiești, îți aduni o comoară de mânie. Când citim capitolul 11 de la 10 până la 23, de fapt capitolele 10 și 11, nu facem altceva decât să răsfoiem un pic comoara de mânie pe care cananiții care au refuzat oferta de pace a lui Dumnezeu și-au adunat-o. Și am pus înaintea dumneavoastră doar versetele să vedeți câte cuvinte vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. De la 10 cu 28 până la 11 cu 23, light motivul, știți care este? Au fost nimiciți cu desăvârșire, au fost nimiciți cu desăvârșire, n-a rămas niciunul, au fost tăiați în bucăți, ia nimicii cu desăvârșire. Am răsfoit doar capitolul 11, vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, versetul 6. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel, cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Versetul 8. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel. Ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot Maim și până la Valea Mițpa la răsărit. I-au bătut fără să lase vreunul să scape. Versetul 11. Au trecut prin ascuțișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se găseau în el. N-a lăsat nimic din ce avea suflare de viață și au pus foc Hațorului. Copiii lui Israel, versetul 14, au păstrat pentru ei toată prada cetăților acelora și vitele, dar au trecut prin ascuțișul sabiei pe toți oamenii până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viață. O comoară de mânie pe care ei și-au pregătit-o, pe care ei și-au adunat-o, rostind zi de zi. Nu vreau. Versetul 16. Astfel, Iosua a luat toată țara aceasta, muntele, toată partea de miază zi, toată țara Gosen, Valea, Câmpia, muntele lui Israel și văile lui, de la muntele cel Pleșuv care se înalță spre Seir, până la Baal Gad în Valea Libanului, la poalele muntelui Hermon, a luat pe toți împărații lor, i-a bătut și i-a omorât. Dragii mei, nu suntem în fața unei expansiuni naționaliste, ci suntem în fața împlinirii unei porunci a lui Dumnezeu. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său, Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Toată această baltă de sânge, tot acest morman de cadavre care s-au adunat unele peste altele în Canaan a fost realizată la porunca lui Dumnezeu. Iosua nu s-a dus ca să-și facă o țară pe pământ, ci Dumnezeu care a ajuns cu paharul nelegiuirilor la vârf. A trimis pe poporul său și cu sabia lui Iosua și a tuturor copiilor din Israel a adus mânia lui Dumnezeu peste tot Canaanul. Suntem în fața nu a unei expansiuni, ci suntem în fața mâniei lui Dumnezeu revărsată asupra tuturor celor care au urât adevărul, care au iubit mai mult nelegiuirea asemenea lui Iabin și care au spus zi de zi lui Dumnezeu, nu
vreau. Nu există nicio altă explicație la tot măcelul din Iosua, ci singura explicație este acest profund individualist și incredibil nu vreau pe care omul are libertatea absolută să-l rostească în fața Creatorului și nici Dumnezeu nu poate să facă nimic. Nici Dumnezeu nu poate să facă nimic. Dar versetele 18 până la 20 sunt așezate în acest capitol ca să ne vorbească un pic despre inima lui Dumnezeu. Deși paharul nelegiuirilor era umplut, deși sabia lui Dumnezeu era ridicată și urma să nimicească pe toate popoarele din Canaan, inima lui încă bătea pentru Iabin, pentru Adonițedec, pentru Rahav, pentru toate popoarele din Canaan. Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împărați a ținut multă vreme. N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviți care locuiau în Gabaon. Pe toate le-au luat prin luptă, căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească după cum poruncise Moise Domnul. Cred că sunt foarte puțini în sală. Moila Dana sigur nu-i place versetul ăsta. Domnul a îngăduit să le nimicească inimile, să le împietrească inimile, ca să-i nimicească cu desăvârșire. Cornel, îți place un astfel de Dumnezeu? El stă acolo sus în ceruri, se uită, l-a împietresc inima ca să vină Iosua și să-l nimicească. Dragii mei, nu este vorba despre așa ceva. Uitați-vă, în inima acestor versete se află oferta de pace făcută cu Gabaonul. Se află pacea pe care Dumnezeu însuși a încheiat-o cu gabaoniții. Și această ofertă de pace, acest legământ, Dumnezeu îl ia în serios. Și peste 500 de ani vedem cum Dumnezeu pedepsește pe Israel, deoarece Saul și-a bătut joc de acest legământ. În inima acestei pedepse se află legământul de pace pe care l-are Dumnezeu cu gabaoniții. Aceeași ofertă a fost pentru tot Canaanul. Iabin putea profita de această ofertă. Adonițedec putea profita de această ofertă. Dar în momentul în care Dumnezeu vine la tine și te cheamă la pocăință, cuvântul lui nu are cum să rămână fără rod. Noi când ne gândim la rod, ne gândim că omul se pocăiește. Nu, cuvântul lui va aduce rod. Ori va determina pocăința ta ca în dreptul gabaoniților, ori va determina împietrirea ta, ca în dreptul lui Iabin și lui Adonițedec. Și atunci Dumnezeu, gândiți-vă la Isaia când îl trimite la popor să-l cheme la pocăință, știți care sunt cuvintele pe care le folosește Dumnezeu în dreptul lui Isaia? Du-te la acest popor și, eu mă așteptam să spună, și cheamă la pocăință și împietrește inima acestui popor. După care Isaia, după această trimitere, merge și în toată cartea, cheamă poporul la pocăință și nu mai înțelegi. Doar așa se rezolvă problema. În momentul în care omul lui Dumnezeu vine și rostește cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta nu are cum să se întoarcă fără rod la Domnul. Ori produce pocăință, ori produce împietrire. Și despre aceasta este vorba în aceste versete. Dumnezeu a chemat, a așteptat 400 de ani, încă 40 de ani, încă 7 zile, încă câțiva ani. Și ei nu, și nu, și nu. Dar cuvântul lui Dumnezeu trezește ceva în inima fiecăruia. Și dacă nu se pocăiește, inima se împietrește. Și uneori se împietrește iremediabil. Oferta de pace acceptată de Gabaon a determinat doar pierderea modului păcătos de viață. Această ofertă de pace a fost pentru tot Canaanul. Tot Canaanul, ce-mi place această afirmație, abia așteptam să ajung la ea. Tot Canaanul, dacă se pocăia, ar fi fost asimilat de Israel și ar fi fost o turmă și un păstor. Toți ar fi devenit fiii lui Avram. Începând cu Rahav, până la Iabin și Adonițedec, Dumnezeu avea loc pentru toți. Am spune că, da, le-a promis țara lor. Un mai mărea, lua tot, mă gândeam, făceam o fabulație săptămâna aceasta. De ce a pus mult deșert în dreapta? Dacă se pocăiau toți, transforma deșertul într-o oază și mărea țara. E o glumă, nu vorbesc serios. Avea Dumnezeu soluții să mărească țara. El s-a dus ca ultimă strigare către Canaan să se pocăiască și să-i transforme pe toți în urmașii
lui Avram, dar din păcate, dragii mei, am văzut ce s-a întâmplat. Inima lor, care n-a vrut să se pocăiască, și-a adunat o comoară de mânie care a venit în momentul respectiv prin sabia lui Iosua și a întregului popor. Iosua, în Scriptură, dacă este să vorbim despre unicitatea cărții, este singura carte în care Dumnezeu își manifestă mânia violentă prin mâna poporului său. Nici măcar în Vechiul Testament nu mai avem acest lucru. Nici în Vechiul Testament. Este singura carte în care Dumnezeu ia pe poporul său, îl așează în dreptul unor păcătoși care refuză rând pe rând pocăința și prin mâna poporului său el își aduce revărsarea mâniei. Într-un singur moment al istoriei mai avem o astfel de imagine. Fratele Gheorghe, ți-a plăcut mult Apocalipsa 19 și aș vrea să o citim. Singurul loc în care mai avem ceva asemănător este în Apocalipsa 19 și vă invit să citim. Suntem la finalul istoriei, când toți oamenii și-au decis singur-singurei destinul veșnic. Cei care au acceptat legământul de pace, asemenea gabaoniților, tocmai au participat la nunta mielului, îmbrăcați în haine de in subțire, împreună cu mirele lor, cu bunul lor mire care i-a mântuit. După care, în partea a doua a capitolului 19, îi avem pe ceilalți care, asemenea lui Abin și lui Adonițedec, au preferat ca toată chemarea la pocăința lui Dumnezeu să le împietrească inima. Și s-au împietit atât de mult încât au ales să lupte chiar pe față împotriva mielului. Și începând cu versetul 11, are loc descrierea ultimei confruntări între miel și toate neamurile. Și să-mi spuneți, să vă spuneți dumneavoastră dacă vedeți vreo asemănare între capitolul 11 din Iosua și Apocalipsa 19. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Nu mai trebuie să spunem cine este. Este vorba de Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul iudeilor și a tuturor celor care au făcut legământ cu El. Era cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Cine sunt aceste oști? Dragii mei, pentru mine, singurele ființe pe care le văd îmbrăcate în in subțire în cartea Apocalipsa, Florin știu că studiază, nu știu dacă îngerii sunt îmbrăcați în in subțire ca imagine, dar oamenii sunt îmbrăcați în in subțire. În prima parte a capitolului 19, la nunta mielului, sunt toți cei care fac parte din mireasa mielului. Știți cum sunt îmbrăcați? În haine de in subțire și curat. Acum, medităm la lucrul acesta, nu le așezăm într-o cutiuță. Se prea poate ca în spatele lui, în spatele acestui Iisus din Nazaret, pe un cal alb, să fi fost toți credincioșii din toate timpurile, inclusiv Iosua, mi-ar plăcea mie să cred. Inclusiv Iosua era acolo îmbrăcat în haine de in subțire în spatele Mântuitorului nostru. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascului vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților. Imaginați-vă cum era Canaanul. Cadavru peste cadavru. Tot Canaanul de la un capăt la altul. Toate cetățile nimicite. 32 de împărați de Iosua cu toți oștenii. Numai o cetate avea 12.000 dacă ne gândim la Gabaon și la Ai. Tot Canaanul era un cimitir deschis. Aici avem un cimitir mondial. Tot pământul este acoperit de trupurile moarte ale împăraților. Ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, sloboți și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunați ca să facă război cu cel ce ședea călare, pe cal și cu oastea lui. Este imposibil să nu vedem asemănarea între Iosua capitolul 11 și Apocalipsa 19. De data aceasta, Iisus din Nazaret,
în Iosua 11 avem pe Iosua. E foarte interesant că în evreiești au același nume, Iosua, Joshua. Iisus și Iosua primesc același nume la evrei. Iosua împreună cu poporul Domnului nimicesc tot Canaanul și îl umplu de tot felul de cadavre care au, ale celor care au refuzat chemarea la pocăință. Acum Iisus de Nazaret împreună cu oastea lui de ființe îmbrăcate în haine de in subțire și curat nimicesc tot pământul. Este cu neputință să nu vedem asemănarea. Dar, dragii mei, când mă gândeam la această imagine, Apocalipsa 19 și Apocalipsa 11, și Iosua 11, în Iosua 11 este un pic mai greu să empatizăm, pentru că sunt oameni de mult apuși, dar în Apocalipsa 19, cei care vor fi nimiciți sunt dintre prietenii noștri, rudele noastre, cei cu care am copilărit, cu care am mers la serviciu, care au spus nu vreau lui Iisus. Este o imagine care ar trebui ne scuture din temelii. Și cum te uiți la Dumnezeu când vezi această imagine? Mai mult El îți spune că tu însuți vei participa alături de Iisus din Nazaret la această nimicire mondială. Tiatira îi promite, celui ce va birui îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va zdrobi cu un toiac de fier. Cum să mă uit la Dumnezeu după ce citesc Apocalipsa 19? Doar așa. Iosua 11 și Apocalipsa 19 nu au făcut parte din planul inițial al lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși. El nu a vrut să nimicească pe nimeni niciodată, iar Scriptura este atât de clară în această direcție și Cornel a adus înaintea noastră două pasaje atât de frumoase. Uitați-vă la Isaia 63, o zi de răzbunare, și am pus eu în paranteză, o singură zi de răzbunare a fost gândită de Dumnezeu. Dumnezeu a luat toate neamurile pământului, le-a așezat în teascul mâniei vinului său la Golgota și în loc să le zdrobească, s-a așezat El lângă ele, lângă ele și a suportat toată mânia. Acolo a fost așezat Adam până la ultimul om care va trăi vreodată pe fața pământului. Iabin, Adonițedec, Hitler, Stalin, toți au fost îngrămădiți în teascul mâniei lui Dumnezeu. Și Hristos s-a așezat între ei și a suportat singurătatea și depărtarea de Tatăl. Și toată mânia Tatălui a căzut peste El. Dar acolo, la Golgota, toți au fost pedepsiți. Toți au fost pedepsiți. Aș vrea să recitesc Matei 25, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Mai mult, Pavel Roman 16 spune, Dumnezeul păcii, un oximoron, ce înseamnă oximoron? Două cuvinte care nu se potrivesc unul cu celălalt. Dumnezeul păcii va zdrobi. Dumnezeul păcii, el vrea să fie în pace cu toți oamenii, el va zdrobi pe diavolul sub picioarele voastre. Iadul nu-i gândit pentru oameni, iadul a fost gândit în exclusivitate pentru cel rău și îngerii lui. Apocalipsa 19 nu a fost gândit așa cum o găsim în Scriptură, a fost gândit ca lupta finală împotriva fiarei și a prorocului mincinos. Dar unde a gândit Dumnezeu că vor fi toți oamenii? În Hristos. În Hristos. Acolo i-a gândit pe prietenii noștri, pe rudele noastre și pe fiecare dintre noi. Dragii mei, pot să mă uit în continuare la Dumnezeu? Pentru că nu este nedrept, nu este tiran, nu este sadic. În mintea lui a fost o singură zi de răzbunare. Dacă toți oamenii s-ar fi întors la Hristos, sau dacă toți oamenii din Canaan ar fi încheiat legământ de pace asemenea gabaoniților, mai citeam noi astăzi Iosua 11? Deci într-un caz. Ci era o bucurie, era o turmă și un păstor în tot Canaanul. În tot Canaanul. La final, Iisus din Nazaret va conduce pe toți credincioșii în ultima luptă, zdrobirea tuturor oamenilor. Dar până atunci, ce avem de făcut? Până atunci. Suntem chemați să ne încolonăm în spatele mielului zdrobit pentru toate popoarele.
și poate dintre prietenii noștri, dintre rudele noastre, dintre colegii noștri, vor mai fi oameni care vor accepta că Isaia 63 a fost și pentru ei. Că mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra Fiului și de dragul lor. Și pentru acest scop merită să trăim până la sfârșitul vieții noastre sub soare.